Bună dimineața! Noi astăzi suntem în Bulgaria, în Rila National Park, care este cel mai mare parc național al Bulgariei. Iar aici suntem pentru a face una dintre cele mai frumoase drumeții din acest parc, și anume traseul celor 7 lacuri. Am ajuns foarte târziu aseară, undeva în jur de ora 12 noaptea, ne-am cazat la un hotel foarte aproape de telescaunul care urmează să ne ducă pe platou. Este doar la 5 km. Acum ne-am trezit și așteptăm să luăm micul dejun, după care să pornim în drumeție. După 5 km, iată, ne ajungi în parcare. Este o parcare imensă, se plătește 5 leva pe zi, este foarte ieftin, însă este foarte aglomerat. Deși este 1 septembrie și este ora 9:30 dimineața, liftul începe să funcționeze începând cu ora 9, parcarea este aproape plină. Am ajuns la telescaun. Din păcate ne-a așteptat aici o coadă destul de mare. Stăm deja de jumătate de oră, însă am reușit să cumpărăm bilete. Și am cam primit informații dubioase, informații nereale mai exact. În momentul în care am ajuns aseară la hotel, am întrebat la recepție, că practic ei ar trebui să știe cel mai bine și pe informațiile lor ar trebui să ne bazăm cel mai bine, mai degrabă decât pe net. Și în primul rând ne-a spus că telescaunul ăsta se deschide la ora 9, în acest moment este deschis de la ora 8:30, deci cu cât vii mai devreme, cu atât mai bine, pentru că mai scapi din aglomerație, iar acum mai avem cred că un sfert din coadă, încă așteptăm. Iar a doua neconcordanță este faptul că ne-a spus că se poate plăti cu cardul biletul de urcare la telescaun. A ajuns la casă, după ce am stat la coadă, am aflat că de fapt nu merge cu cardul, pentru că POS-ul nu are semnal. Deci dacă vii aici, este bine să vii și cu leva cash, pentru că nu se știe niciodată. Biletul costă 25 de leva, dus-întors, iar telescaunul până sus, pe platou, ar trebui să facă în jur de jumătate de oră. Traseul este cam acesta, de aici luăm telescaunul, mergem cu telescaunul cam jumătate de oră până la cabană și de aici o să urmăm traseul roșu care ne va duce pe lângă lacuri, apoi ne întoarcem. E cumva un traseu în cerc. Plecăm de la 1585 de metri altitudine și ajungem la 2100. Suntem pregătiți de telescaun, jumătate de oră până sus, 2 km.
Uite și Dumnezeu și Dumnezeu de conexie, o să mor și pe drum. Se pare tare. Mai știu ca pe jos, asta e clar. Hai că parcă acum este mai lin drumul. Nu, rar, acum e linus. Dar tot și fac jumătate de oră. Acum mi se pare chiar liniștitor. Este liniște, se aud zgomotele pădurii. Am făcut abia 7 minute, mai avem încă 23. Da, deja peisajul este foarte frumos. Uitându-ne în jur, deja suntem destul de sus și văd că tot mai avem de urcat. Cred că mergem chiar jumătate de oră, să știu. Sunt 2 km, 2 km. Pe net așa scrie cam toată lumea că cu telescaunul ăsta faci cam jumătate de oră până sus. Acum nu știu dacă au luat în considerare coada sau nu. Rămâne să vedem. Am ajuns pe platou. Într-adevăr, am făcut cam 20-25 de minute și ne-am decis să începem cu o cafea. Începem cu o urcare, a destul de abruptă. Din câte am înțeles, prima parte a traseului este în urcare și este o urcare de aproximativ o oră. Parcul național Rila este cel mai mare parc național din Bulgaria. Aici există în jur de 120 de lacuri glaciare, printre care se numără și cele 7 lacuri pe care le vom vizita astăzi. Îndată ce am ajuns sus pe platou, avem parte de spectacolul primelor lacuri care încep să apară unul câte unul și pe care le admirăm de la distanță. Lacul de jos, peștele și trifoiul. Aici se văd destul de clar și pragurile glaciare și cum se revarsă lacurile unul în altul. Și este locul în care am făcut și o mică pauză pentru poze. Cred că până acum am făcut doar un sfert de traseu, însă este minunat, este absolut superb. Am ajuns într-un punct în care se văd doar 3 lacuri, dar chiar și așa este superb. Continuăm drumul pe platou până la lacul Rinichiur, într-o plimbare ușoară, admirând frumusețea naturii care ni se deschide în cale.
Și acum urmează un urcuș destul de complicat care vine așa pe creastă până hăt. Acolo. Aceste lacuri, deși arată foarte bine, apa este foarte, foarte curată, se pare că sunt lacuri protejate și nu ai voie nici să bei apă, nici să te îmbăiezi în ele. Abia după ce am început urcarea, lacul Rinichiul a început să se contureze foarte frumos. Și iată că am ajuns în cel mai înalt punct, de unde se văd deocamdată 6 lacuri, pentru că unul este chiar în spatele nostru. Arată foarte bine, iar vremea a ținut astăzi cu noi. Am prins în mare parte nor și un picuț aici pe creastă soare, a fost perfect. A fost fix ce a trebuit. De aici se văd 6 lacuri. 1, 2, 3, 4... 5, 6. După o coborâre destul de abruptă, am ajuns pe un traseu mai plan. Am trecut pe lângă lacul Gemini, care ni s-a părut de o frumusețe asemănătoare cu cea a Patagoniei, după care poteca ne-a dus către lacul Trifoiul. Traseul nostru se apropie de final. Practic am cam ajuns la cabană, înapoi, de unde am pornit traseul. Este un traseu superb. Sunt anumite porțiuni care sunt destul de dificile, unele foarte ușoare. Așa, în mare aș zice că este un traseu mediu. Și clar merită să-l faci. Este extrem de frumos, iar plimbarea printre lacurile astea glaciare și vegetația lor, da, e frumoasă. Am coborât, a durat destul de mult pentru că coada foarte mare la telescaun, dar ca experiență mi-a plăcut foarte mult, că am stat vreo 8 ore, deci cam 8 ore de când am venit până când am ajuns și jos. Dintre care vreo 3 am stat la mult, coadă. Am stat mult la cozi, dar da, am venit la prima oră când venea toată lumea. Traseul a fost mediu, să zic, adică a avut și urcușuri, a avut și foarte multe porțiuni foarte drepte, mediu, adică se poate face și nadi, dar și sunt porțiuni cu bolovan, sunt porțiuni amenajate mai bine, dar lacurile superbe, adică foarte mișto ca și peisaj, foarte curat, pozirea mi-a plăcut foarte mult.